completați propozițiile în limba franceză cu unul dintre următoarele cuvinte. L'éducation, l'école secondaire, le lycée, le lycéen, la lycéenne, la composition, le dictionnaire, les mathématiques, la classe terminale, le bac, les études supérieures, l'examen, le concours d'entrée, le succès. Trebuie să termini odată liceul și să-ți iei bacalaureatul. Il faut que tu finisses enfin le lycée et que tu passes ton bac. Aș dori să-mi cumpărați dicționarul Larousse. Je voudrais que vous m'achetiez le dictionnaire Larousse. Nu cred că nivelul de educație din acest gimnaziu este ridicat. Je ne crois pas que le niveau de l'éducation dans cette école secondaire soit élevé. Trebuie să știți mai bine matematică. Il faut que vous connaissiez mieux les mathématiques. Profesorii noștri doresc ca noi să învățăm cât mai bine în anul terminal. Nos professeurs désirent que nous travaillions le mieux possible dans la classe terminale. Nu cred că el o cunoaște pe această liceană. Je ne pense pas qu'il connaisse cette lycéenne. Ne temem că mulți dintre elevii noștri nu se vor prezenta la concursul de admitere la universitate. Nous craignons que beaucoup de nos lycéens ne se présentent pas au concours d'entrée à l'université. Ultimul nostru examen de matematică nu a fost prea greu. Notre dernier examen de mathématiques n'était pas trop difficile. Ai scris deja compunerea la franceză? As-tu déjà écrit la composition de français? Înainte de a-ți încheia cu succes studiile superioare, mai ai încă mult de învățat. Avant que tu finisses avec succès tes études supérieures, tu dois apprendre encore beaucoup. Folosiți expresiile potrivite pentru a completa propozițiile care urmează. Vreau să fii foarte bun la matematică. Je veux que tu sois fort en mathématiques. Ce liceu ați făcut? Quel lycée avez-vous fréquenté? Toată lumea vrea să ne luăm bacalaureatul. Tout le monde désire que nous passions le baccalauréat. Ne-am făcut studiile la Paris. Nous avons fait nos études à Paris. Nu mă voi prezenta la concursul de admitere. Nu sunt destul de bună la franceză. Je ne me présenterai pas au concours d'entrée. Je ne suis pas assez forte en français. Mă îndoiesc că va fi admis la universitate fără examen. Je doute qu'il soit reçu à l'université sans examen. Completați următoarele propoziții cu adverbele corespunzătoare. Vrem să vorbești serios cu noi. Nous voulons que tu parles avec nous sérieusement. El nu a pățit nimic din fericire. Il n'a heureusement rien eu. Nu vreau să vorbim prea mult despre acest subiect. Je ne veux pas que nous parlions longuement à ce sujet. Mama a pus cu multă grijă bebelușul în pat. La mère a doucement mis le bébé au lit. Formulați întrebări pentru răspunsurile următoare, folosind pronumele interrogativ. Qui? Puneți întrebarea astfel încât să vă răspundă subiectul sau complementul direct. C'est lui qui parle maintenant. Qui parle maintenant? Monique et Catherine sont fortes en maths. Qui est fort en maths? Vous connaissez bien ces lycéennes? Qui connaît bien ces lycéennes? Qui connaissez-vous bien? Vous êtes médecin dans cet hôpital. Qui êtes-vous? Nous aimons tous notre prof de français. Qui aime notre prof de français? Qui aimez-vous? Să trecem la vocabularul acestei lecții. Ascultați cuvintele care urmează și rețineți traducerea lor în limba română. La maternelle, l'école maternelle. Grădinița de copii. L'école primaire. Școala primară. L'instituteur. Învățătorul, institutorul, dascălul. L'institutrice. Învățătoarea, institutoarea. La note. Nota, calificativul, însemnarea, adnotarea. Le mot. Cuvântul. L'enseignement. Învățământul, învățarea. La matière. Materia de studiu, substanța, materialul, cauza, motivul. Le certificat. Certificatul, diploma. La faculté. Facultatea, capacitatea, posibilitatea, aptitudinea. La fac. În argoul școlar, facultatea. Les lettres. Literele, studiile. La bursă. Bursa, bursa, unga. Le boursier. Bursierul, speculantul, jucătorul la bursă. În continuare vom introduce substantivele noi în anumite contexte pentru a le învăța mai ușor. Ascultați următoarele propoziții în limba franceză și rețineți traducerile lor în limba română. L'enfant, à partir de 3 ans, peut être reçu à la maternelle. De la vârsta de 3 ani, copilul poate fi primit la grădiniță. Quelle est votre langue maternelle? Care este limba dumneavoastră maternă? L'école maternelle est facultative. Par contre, l'école primaire est obligatoire. Grădinița este facultativă, în schimb, școala primară este obligatorie.
On a beaucoup écrit sur l'amour maternel. S-a scris mult despre dragostea maternă. Les instituteurs enseignent dans les classes du premier degré, par contre, les professeurs dans les classes du second degré. Învățătorii predau la clasele primare, în schimb profesorii predau la liceu. Chers enfants, je vous présente votre institutrice, mademoiselle Jeanne Ducrot. Dragi copii, vă prezint pe învățătoarea voastră, domnișoara Jeanne Ducrot. Il faut que tu corriges toutes tes mauvaises notes. Trebuie să-ți îndrepți toate notele proaste. À la fin de chaque cahier de notre cours de français, il y a un petit dictionnaire des mots nouveaux. La sfârșitul fiecărui caiet al cursului nostru de limba franceză există un mic dicționar de cuvinte noi. Quel enseignement avez-vous dans votre pays, public ou privé? Ce tip de învățământ există în țara voastră, de stat sau particular? Apprenez-vous beaucoup de matières dans votre lycée? Studiați multe materii în liceul vostru? Avant que vous continuiez votre éducation dans un lycée, il faut que vous présentiez votre certificat d'études primaires. Înainte să vă continuați educația într-un liceu, trebuie să prezentați certificatul de absolvire a studiilor primare. Il vient de commencer ses études à la faculté des lettres. Tocmai și-a început studiile la facultatea de litere. Dis, tu vas à la fac ce matin? Ia spune, te duci în dimineața asta la facultate? Cet étudiant a réussi tous ses examens, alors il mérite une bourse. Acest student a luat toate examenele, deci merită o bursă. Par contre, ce boursier-ci a échoué à ses examens, alors il l'a perdu. Din contră, acest bursier a picat la examene, așa că a pierdut-o. În afară de substantivele noi, în propozițiile precedente ați întâlnit expresiile. À partir de. A începe de la. Din. Pornind de la. Cu începere de la. Par contre. În schimb. L'enseignement du premier degré. Învățământul primar. 1-8. Du second degré. Învățământul secundar, liceu. Adjectivele. Maternel, maternelle. Matern, maternă. Dinspre partea mamei. În expresie. La maison maternelle. Leagănul, casa de copii. Facultatif. Facultativ. Facultative. Facultativă. Obligatoire. Obligatoriu, obligatorie. Public. Public, de stat. Publică. Publică, de stat. Privé. Privat, privată. Particular, particulară. Personal, personală. Ca și verbele de grupa întâi. Enseigner quelque chose à quelqu'un. A preda ceva cuiva. A da lecții. A învăța. Continuer à, plus infinitif. A continua să. A nu înceta să. Mériter quelque chose. A merita. A fi demn de. Échouer. A eșua, despre nave, a nu reuși. A eșua, a se împiedica de un obstacol. Échouer à un examen. A pica la un examen, a nu trece un examen. Și de grupa a doua. Réussir. A reuși, a izbuti, a avea succes, a izbândi, a reuși să, a ajunge să. Réussir un examen. A reuși la un examen. A trece, a lua cu bine o notă mare la un examen. Ascultați propozițiile următoare în care am folosit vocabularul nou, expresii, substantive, adjective și verbe, și traduceți-le apoi în limba română. Je ne veux pas que mon garçon fréquente cette école maternelle. Nu vreau ca fiul meu să se ducă la această grădiniță. Tu t'es bien amusé à la maternelle? Ți-a plăcut la grădiniță? En France, les études primaires sont obligatoires à partir de 6 ans. În Franța, studiile primare sunt obligatorii de la 6 ani. Est-ce que dans votre pays aussi l'enseignement du second degré est facultatif? Și în țara voastră, învățământul secundar este facultativ? Quelles sont les matières que ce vieux professeur enseigne? Ce materii predă acest bătrân profesor? Les enfants sont très contents que mademoiselle Grenier soit leur institutrice. Copiii sunt foarte mulțumiți că domnișoara Grenier le va fi învățătoare. Mes parents désirent que j'aie de bonnes notes. Părinții mei vor să am note bune. L'informatique est une matière facultative dans notre lycée. În liceul nostru, informatica este o materie facultativă. Il lui manque de l'amour maternel. Îi lipsește dragostea maternă. Il ne croit pas que tu réussisses à cet examen de biologie. El nu crede că vei lua acest examen de biologie. Il faut que vous appreniez par cœur beaucoup de mots français. Trebuie să învățați pe din afară multe cuvinte franțuzești.
Je ne pense pas que le niveau de l'éducation dans une école privée soit toujours plus élevé que dans une école publique. Nu cred că nivelul educației într-o școală particulară este întotdeauna mai ridicat decât într-o școală de stat. Est-ce que je pourrais obtenir une bourse pour continuer mes études à la faculté de lettres? Aș putea obține o bursă pentru a-mi continua studiile la facultatea de litere? Je ne pense pas qu'elle puisse continuer à travailler après son mariage. Nu cred că ea va putea continua să lucreze după ce se va căsători. Regardez-le, c'est un homme qui a réussi. Uitați-vă la el. E un om care a reușit în viață. Oui, il faut beaucoup étudier à la fac. Da, la facultate se învață mult. J'ai peur qu'il n'échoue aux examens. Mă tem să nu pice la examene. Nous ne pensons pas que cette affaire mérite notre attention. Nu credem că această problemă merită atenția noastră. Après sa convalescence, mon mari continue à enseigner à la faculté de lettres. După convalescență, soțul meu continuă să predea la facultatea de litere. À partir du 1er janvier, vous aurez un nouvel instituteur de français. Începând de la 1 ianuarie, veți avea un nou profesor de franceză. La matière de vos études ne m'intéresse pas. Par contre, je m'intéresse à une autre chose. Nu mă interesează ce studiați. În schimb, mă interesează altceva. Le certificat d'études de ce boursier a été excellent. Certificatul de studii al acestui student este excelent. Continuați să vă însușiți noul vocabular completând următoarele propoziții cu expresia, cuvântul sau verbul corespunzător. De la ce vârstă își încep copiii din România studiile în ciclul primar? À partir de quel âge les enfants en Roumanie commencent-ils leur éducation à l'école primaire? Arată-mi cartea ta de muncă. Fais voir ton certificat de travail. Învățământul primar ar trebui să fie obligatoriu în toate țările lumii. L'enseignement du premier degré devrait être obligatoire dans tous les pays du monde. Am ales pentru băiatul nostru această școală particulară pentru că vrem să primească o educație foarte bună. Nous avons choisi cette école privée pour notre fils parce que nous voulons qu'il reçoive une éducation d'un niveau élevé. Știi cumva care sunt materiile noi și care dintre ele sunt facultative? Est-ce que tu sais quelles sont les nouvelles matières et lesquelles sont facultatives? Voi continua să studiez la facultatea de litere, în schimb prietenul meu își va continua studiile de drept. Je vais continuer à étudier à la faculté des lettres. Par contre, mon ami continuera ses études en droit. Te ocupi de afacerile publice din regiunea ta? T'intéresses-tu aux affaires publiques de ta région? Datorită concursului, am știut multe cuvinte franțuzești. Grâce à notre concours, nous avons su beaucoup de mots français. Ce notă ți-a dat învățătorul pentru compunere? Quelle note ton instituteur t'a donné pour ta composition? Știu multe cuvinte în limba ta maternă. Je connais beaucoup de mots de ta langue maternelle. Să mergem la facultate. Allons à la fac. Ei merită să primească o bursă. Il mérite d'obtenir une bourse. Nu am noroc, de aceea am căzut la examene. Je n'ai pas de chance, alors j'ai échoué à mes examens. Nepotul meu nu vrea să se ducă la grădiniță. Mon petit-fils refuse d'aller à la maternelle. Învățătoarele din învățământul primar ar trebui să fie îngăduitoare cu elevii lor. Les institutrices de l'enseignement du premier degré devraient être indulgentes envers les élèves. Ei sunt pentru învățământul de stat. Noi, în schimb, suntem pentru învățământul particular. Ils sont pour l'enseignement public. Nous, par contre, pour l'enseignement privé. Domnule profesor, ar trebui să predați engleza la liceu. Vous devriez, monsieur le professeur, enseigner l'anglais dans le second degré. Din fericire, am reușit în această afacere financiară. Heureusement, j'ai réussi à cette affaire financière. Sunt mulți bursieri în universitatea voastră? Y a-t-il beaucoup de boursiers dans votre université? Paul și-a luat toate examenele, în schimb Pierre a căzut la două. Pierre a réussi tous ses examens. Par contre, Paul a échoué à deux. În ultimele două lecții ne-am ocupat de modul subjonctiv prezent. Conjunctiv prezent. Verbul propoziției subordonate folosit la subjonctiv prezent exprimă o acțiune simultană sau posterioară acțiunii exprimate de verbul propoziției principale în funcție de context. De exemplu, je ne pense pas qu'il finisse vite ses études. Nu cred că își va termina repede studiile. Je ne pense pas qu'il finisse maintenant son travail. Nu cred ca el să-și termine acum treaba. În această lecție veți afla care sunt formele de trecut ale modului subjonctiv, pe care le vom denumi, pentru a ușura învățarea lor, le subjonctif passé. Conjunctivul perfect. Ascultați propozițiile următoare, acordând mai multă atenție formelor verbale. Rețineți de asemenea traducerea lor în limba română și formele verbale subliniate. Mes parents regrettent que j'ai échoué à mon dernier examen. Părinților mei le pare rău că am căzut la ultimul examen. Je suis content que tu aies continué tes études à Paris. Îmi pare bine că ți-ai continuat studiile la Paris.
Ils ont peur que Mark n'ait déjà accepté cette offre. Ei se tem ca Mark să nu fie acceptat deja această ofertă. Vous ne pensez pas que Marie ait causé cet accident? Nu credeți că Maria a provocat acest accident? Il est désolé que nous ayons fait faillite. Lui îi pare foarte rău că am dat faliment. Nous sommes heureux que vous ayez mérité vos bourses. Suntem bucuroși că v-ați meritat bursele. Bien qu'ils aient réussi à leurs examens, ils n'obtiennent pas de bourse. Deși și-au luat examenele, ei nu primesc bursă. Nous craignons que ces matières aient été obligatoires. Ne temem că aceste materii au fost obligatorii. În exemplele anterioare, ați putut observa că timpul trecut al modului subjonctiv, subjonctiv passé, exprimă o acțiune anterioară a acțiunii exprimată de verbul din propoziția principală. Verbul din propoziția principală este la timpul prezent, în timp ce acțiunea exprimată de verbul subordonatei este anterioară a acțiunii exprimată de verbul propoziției principale. De aceea, am folosit modul subjonctiv passé. Cel mai adesea vom traduce în limba română verbul propoziției subordonate prin perfect compus. Passé composé. Sau, dacă se poate, prin conjunctiv perfect. Je ne pense pas qu'il ait déjà fini ses études. Nu cred că și-a terminat deja studiile. În exemplele pe care vi le-am oferit, verbele la modul subjonctiv passé se conjugă cu auxiliarul avoir. Vă reamintim că dacă verbul se conjugă la timpurile compuse cu auxiliarul avoir, participiul trecut, le participe passé, al verbului nu se acordă cu subiectul. Iată conjugarea verbului mérité la subjonctiv passé. Que j'ai mérité, que tu aies mérité, qu'il ait mérité, qu'elle ait mérité, que nous ayons mérité, que vous ayez mérité, qu'ils aient mérité, qu'elles aient mérité. Pentru a învăța mai ușor modul subjonctiv passé, vom continua să folosim în exerciții verbe care se conjugă la timpurile compuse cu auxiliarul avoir. Completați propozițiile care urmează cu formele verbale corespunzătoare de subjonctiv passé. Nu cred că și-a făcut deja tema. Je ne crois pas qu'il ait déjà fait son devoir. Ei îi pare foarte rău că ai spus asta. Elle est désolée que tu aies dit cela. Domnule, ne pare rău că nu ați predat în școala noastră. Monsieur, nous regrettons que vous n'ayez pas enseigné dans notre école. Nu cred că directorul nostru a meritat acest post. Je ne crois pas que notre directeur ait mérité ce poste. Suntem bucuroși că ați terminat în sfârșit școala primară. Nous sommes heureux que vous ayez enfin fini l'école primaire. Mă tem că prietena mea a picat la toate examenele. J'ai peur que mon ami ait échoué à tous ses examens. Vă îndoiți că ele au acceptat această situație? Vous doutez qu'elles aient accepté cette situation? Transformați propozițiile care urmează înlocuind formele verbale de subjonctif présent cu forme de subjonctif passé. Ea se teme că îi vom uita adresa. Elle a peur que nous oublions son adresse. Ea se teme că i-am uitat adresa. Elle a peur que nous ayons oublié son adresse. El nu crede că această școală este particulară. Il ne croit pas que cette école soit privée. El nu crede că această școală a fost particulară. Il ne croit pas que cette école ait été privée. Paul se îndoiește că îl iubiți, doamnă. Paul doute que vous l'aimiez, madame. Paul se îndoiește că l-ați iubit, doamnă. Paul doute que vous l'ayez aimé, madame. În ultimul exercițiu al primei părți a lecției noastre, am introdus întregul material prezentat până acum. Verificați-vă cunoștințele dobândite în această lecție, traducând în limba franceză următoarele propoziții. Mă îndoiesc că acești bursieri au făcut un liceu particular. Je doute que ces boursiers aient fréquenté un lycée privé. Nu cred că anul trecut această materie a fost obligatorie. Je ne crois pas que cette matière ait été obligatoire l'année passée. Directorul acestei școli primare nu crede că noile materii vor fi facultative de la 1 septembrie. Le directeur de cette école primaire ne pense pas que les nouvelles matières soient facultatives à partir du 1er septembre. Știm mai multe cuvinte în limba franceză, în schimb nu știm multe în limba engleză. Nous connaissons plusieurs mots français. Par contre, nous n'en connaissons pas beaucoup en anglais. Sunt mulți studenți la facultate care iau note foarte bune la examene? Y a-t-il beaucoup d'étudiants à la fac qui obtiennent de très bonnes notes aux examens? Ce trebuie să fac ca să reușesc? Qu'est-ce que je dois faire pour que je réussisse? Părinții mei vor să fiu învățătoare la o școală particulară. Mes parents désirent que je sois institutrice dans une école privée. Toți copiii pot beneficia de învățământul de stat. Tous les enfants peuvent bénéficier de l'enseignement public. Aș vrea să știu dacă grădinițele de stat sunt scumpe. Je voudrais savoir si les écoles maternelles publiques sont chères. Continui să te duci la aceste cursuri facultative la facultatea de litere? Est-ce que tu continues à suivre ces cours facultatifs à la faculté des lettres?
Mă tem că nu ai meritat o bursă așa de mare. Je crains que tu aies mérité une bourse si élevée. Aș vrea ca aceste materii să fie predate în liceul nostru. Je voudrais que ces matières soient enseignées dans notre lycée. Ne temem că mai mulți dintre noi au picat ieri la acest examen greu. Nous avons peur que plusieurs de nous aient échoué à cet examen difficile hier. Mă îndoiesc că a refuzat bursa care i-a fost oferită în anul 4. Je doute qu'il ait refusé la bourse qu'on lui avait proposée à la quatrième année. Aveți certificatul de absolvire a studiilor primare? Avez-vous le certificat d'études primaires? Domnule, vorbiți limba mea maternă? Monsieur, parlez-vous ma langue maternelle? Începem cu recapitularea vocabularului. Introduceți următoarele substantive în propoziții. La leçon, la question, la réponse, la lecture, le poème, le directeur, la bibliothèque, le retard, la fin, septembre, octobre. Prietenul meu se duce adesea la biblioteca facultății. Mon ami va souvent à la bibliothèque de la fac. Trebuie să ne vedem către sfârșitul lui octombrie. Il faut que nous nous voyons vers la fin octobre. Postul lui de director este în pericol. Son poste de directeur est menacé. Aproape toți elevii își doresc ca orele de matematică să fie facultative. Presque tous les élèves veulent que les leçons de mathématiques soient facultatives. Dacă răspunsul tău ar fi bun, ai lua o notă excelentă. Si ta réponse était bonne, tu obtiendrais une note excellente. Domnule, îmi pare nespus de rău că nu ați știut răspunsul la această întrebare. Je suis désolé que vous n'ayez pas su la réponse à cette question, monsieur. Nu știi această poezie, deși este atât de frumoasă. Tu ne connais pas ce poème, bien qu'il soit si beau. Nu vreau să veniți mereu cu întârziere. Je ne veux pas que vous veniez toujours en retard. Lectura acestei cărți este obligatorie. La lecture de ce livre est obligatoire. Vrem ca de la 1 septembrie să-ți continui studiile la liceu. Nous voulons qu'à partir du 1er septembre, tu continues tes études du second degré. Rezolvând exercițiul care urmează, vă veți aminti conjugarea anumitor verbe. Completați propozițiile în limba franceză cu formele verbale corespunzătoare. Il ne sait jamais rien. El nu știe niciodată nimic. Il ne sait jamais rien. Am răspuns deja de mai multe ori la aceeași întrebare. J'ai déjà répondu plusieurs fois la même question. Cine ar dori să pună o întrebare referitoare la acest subiect? Qui voudrait poser une question à ce sujet? Am pus-o deja. Je l'ai déjà posé. Trebuie să știi ce materii faci în clasa 11-a. Il faut que tu saches quelles sont les matières en seconde classe de lycée. Dacă aș vrea, aș răspunde cu ușurință la această întrebare. Si je voulais, je répondrais facilement à cette question. Am aflat acest secret de la vecina mea. J'ai su ce secret par ma voisine. Întrebările pe care le-ați pus copiilor voștri erau prea grele pentru ei. Les questions que vous avez posées à vos enfants étaient trop difficiles pour eux. În ultimul exercițiu de recapitulare, completați propozițiile în limba franceză cu expresia sau forma adverbială corespunzătoare. Am învățat mai multe cuvinte pe din afară decât tine. J'ai appris plus de mots par cœur que toi. Anul acesta avem mai puține materii decât anul trecut. Cette année, nous avons moins de matière que l'année passée. Ea ajunge rare ori cu întârziere, în schimb soțul ei ajunge mai des cu întârziere. Elle vient rarement en retard, par contre son mari plus souvent. Care dintre învățătorii voștri predă cel mai bine? Lequel de vos instituteurs enseigne le mieux? Începând cu noul an școlar, prietenul meu vrea să învețe cât mai bine cu putință. À partir de la nouvelle année, mon ami veut apprendre le mieux possible. Eu mănânc puțin. Paul mănâncă mai puțin decât mine, dar tu, din întreaga familie, mănânci cel mai puțin. Moi, je mange peu. Paul mange moins que moi, mais toi, tu manges le moins de toute la famille. Poți alege ce materii facultative dorești. Tu peux choisir librement les matières facultatives. De ce îți faci tema cât mai încet cu putință? Eu aș prefera să o fac cât mai repede cu putință. Pourquoi tu fais ton devoir le moins vite possible? Moi, je préférerais le faire le plus vite possible. Trebuie să spui acest lucru mai simplu. Il faut le dire plus simplement. Trecem acum la vocabular. Ascultați cuvintele care urmează și rețineți traducerea lor în limba română. La rentrée. Reîntoarcerea, înapoierea, începerea anului școlar. La distribution des prix. Acordarea premiilor într-o școală. L'explication. Explicația, explicarea unei teme noi, motivația. La récréation. Recreația, pauza, odihna, recrearea. Le dessin. Desenul, schița, planul. Le chant. Cântecul, cântatul, cântarea,
sunetul, întul, muzica, cantoul. La géographie. Geografia. La physique. Fizica. L'écolier. Școlarul, elevul. La science. Știința, cunoașterea aprofundată. La dictée. Dictarea. Ca de obicei, vom introduce cuvintele noi în propoziții pentru a le reține mai ușor. Ascultați-le și rețineți traducerile în limba română. Les écoliers de notre école passent toutes les récréations dans la cour. Elevii din școala noastră stau în toate recreațiile în curtea școlii. Le chant comme matière dans notre lycée est facultatif. Muzica este o materie facultativă în liceul nostru. Tu as fait trop de fautes dans ta dernière dictée. Ai făcut prea multe greșeli în ultima dictare. Pourriez-vous m'expliquer un problème de physique? Ați putea să-mi explicați o problemă de fizică? Il faut que nous nous préparions à la rentrée et que nous achetions des livres scolaires. Trebuie să ne pregătim pentru reînceperea școlii și să cumpărăm manuale. Je ne crois pas qu'il ait échoué à son examen de géographie. Nu cred că a picat la examenul de geografie. Monsieur, vous me devez une explication. Domnule, îmi sunteți dator cu o explicație. François sait très bien dessiner, regarde son dessin. François știe foarte bine să deseneze, uită-te la desenul pe care l-a făcut. La physique appartient aux sciences qui ont fait un grand progrès dans notre époque. Fizica se numără printre științele care au înregistrat un mare progres în epoca noastră. Il fait ses études à la faculté des sciences. El studiază la facultatea de științe. C'est déjà dans deux semaines que nous aurons la distribution des prix. Peste numai două săptămâni vom avea festivitatea de acordare a premiilor. Qui a reçu cette année le prix Nobel de littérature? Cine a primit anul acesta premiul Nobel pentru literatură? Rețineți două verbe noi. Expliquer. A explica, a lămuri, a demonstra, a preda, o temă nouă, verb de grupa întâi. Dessiner. A desena, a face un desen, a schița, verb de grupa întâi. Adjectivul și expresiile următoare. Scolar. De școală, școlar, școlăresc, școlărească. Devoir quelque chose à quelqu'un. A datora ceva cuiva, a fi obligat cu ceva cuiva. La faculté des sciences. Facultatea de științe. Le prix Nobel. Premiul Nobel. Substantivul. Le problème. Pe care îl cunoașteți deja, înseamnă și problema de matematică, de fizică, ce trebuie rezolvată. Pentru a fixa vocabularul nou, traduceți în limba română următoarele propoziții. Il est désolé que tu ne lui aies pas expliqué ton projet. Lui îi pare nespus de rău că nu i-ai explicat proiectul tău. Il faut que nous commencions à penser à la rentrée. Trebuie să începem să ne gândim la începerea anului școlar. De toutes les matières enseignées à l'école, c'est le chant que je préfère. Dintre toate materiile predate în școală, prefer muzica. Ce professeur de l'université mériterait le prix Nobel de physique. Acest profesor universitar ar merita premiul Nobel pentru fizică. La distribution des prix a fini notre année scolaire. Anul școlar s-a sfârșit cu împărțirea premiilor. Ton dessin ne me plaît pas. Je ne pense pas que tu dessines bien. Nu-mi place desenul tău. Nu cred că desenezi bine. As-tu oublié que tu me devais de l'argent? Ai uitat că îmi datorezi niște bani? Notre professeur de mathématiques sait très bien expliquer tous les problèmes. Ses explications sont simples et claires. Profesorul nostru de matematică știe să explice foarte bine toate problemele. Explicațiile lui sunt simple și clare. Tous les écoliers attendent la récréation et ils désirent qu'elle soit la plus longue possible. Toți școlarii așteaptă recreația și își doresc ca aceasta să țină cât mai mult. Paul est très fort en géographie. C'est sa science préférée. Paul este foarte bun la geografie. Este materia lui preferată. Qu'est-ce que tu préfères, les lettres ou les sciences? Ce préfères, littérature ou sciences exactes? La physique est-elle obligatoire en seconde? Fizica este obligatorie în penultima clasă de liceu? La dictée en français? Rien de plus facile, c'est ma langue maternelle. Dictare la franceză? Nimic mai ușor, doar este limba mea maternă. Completați propozițiile din exercițiul următor cu acele cuvinte care se potrivesc în context. Trebuie să vă explic această problemă grea de matematică. Il faut que je vous explique ce problème difficile de mathématique. Acum avem lecția de muzică, iar după recreație lecția de desen. Maintenant nous avons la leçon de chant et après la récréation la leçon de dessin. Vă place geografia? Nu, ne place mai mult fizica, deși anumite probleme sunt complicate. Aimez-vous la géographie? Non, nous préférons la physique, bien que certains problèmes soient compliqués. Arată-mi ce ai desenat. Fais voir ce que tu as dessiné. Nu cred că îi datorez ceva. Je ne crois pas que je lui doive quelque chose.
Pentru mine, ca pentru majoritatea elevilor, viața școlară este plictisitoare. Pour moi, la vie scolaire est ennuyeuse, comme pour la plupart des écoliers. Care dintre științe are în zilele noastre cele mai mari șanse de dezvoltare? Laquelle des sciences a aujourd'hui les plus grandes possibilités de développement? Suntem fericiți că un român a primit premiul Nobel în acest domeniu. Nous sommes heureux que ce soit un roumain qui ait reçu le prix Nobel dans ce domaine. Domnule, trebuie ca explicațiile dumneavoastră să fie mai puțin complicate. Monsieur, il faut que vos explications soient moins compliquées. Împărțirea premiilor va avea loc către sfârșitul lunii iunie. La distribution des prix aura lieu vers la fin juin. Mă tem că ai făcut multe greșeli grave în ultima dictare la limba franceză. J'ai peur que tu aies fait beaucoup de fautes graves dans la dernière dictée en français. Tata dorește să ne continuăm studiile la Facultatea de Științe. Notre père désire que nous continuions nos études à la Faculté des Sciences. Ne vom vedea în ziua când începe școala, pe 1 septembrie. Nous verrons le jour de la rentrée, le 1er septembre. În partea destinată gramaticii, ne vom ocupa în continuare de modul subjunctiv passé. Conjunctiv perfect. Ascultați propozițiile care urmează și rețineți traducerile în limba română. Mes parents sont heureux que je sois entré à la Faculté des Sciences. Părinții mei sunt fericiți că am intrat la Facultatea de Științe. Je suis triste que tu sois parti sans rien dire. Sunt trist că ai plecat fără să spui nimic. Tu ne penses pas que Paul soit revenu à la fac pour continuer ses études? Nu crezi că Paul s-a întors la facultate ca să-și continue studiile? Je regrette que Marie soit allée sans moi à cette rencontre. Regret că Maria s-a dus fără mine la această întâlnire. Elle a peur que nous nous soyons disputés. Ea se teme că ne-am certat. Nous doutons que vous vous soyez levé à temps. Ne îndoim că v-ați trezit la timp. Monsieur, elle est triste que vous ne soyez pas arrivé le jour de son anniversaire. Domnule, este tristă că nu ați ajuns în ziua aniversăriei. Vous ne croyez pas qu'il soit déjà sorti du restaurant? Nu credeți că ei au ieșit deja din restaurant? Așa cum ați putut observa, în exemplele anterioare, am folosit la modul subjunctiv passé verbe care se conjugă la timpurile compuse cu auxiliarul être, folosit doar în propozițiile subordonate, verbul la modul subjunctiv passé exprimă, așa cum ați aflat încă din prima parte a acestei lecții, o acțiune anterioară acțiunii exprimate de verbul din propoziția principală. Pentru a reține mai ușor regulile de folosire a modului subjunctiv passé, rezolvați exercițiul următor. Completați propozițiile următoare cu forma verbală corespunzătoare. Nu cred că soțul meu a plecat la Paris fără mine. Je ne crois pas que mon mari soit parti pour Paris sans moi. Ne pare foarte rău că nu ați rămas la noi mai multă vreme. Nous sommes désolés que vous ne soyez pas resté plus longtemps chez nous. Vă îndoiți că ea a ajuns în cele din urmă? Vous doutez qu'elle soit enfin arrivée? Mă tem că băieții mei nu s-au spălat și că s-au dus murdari la școală. J'ai peur que mes garçons ne se soient pas lavés et qu'ils soient allés sales à l'école. Părinții lui nu cred că Pierre a intrat la universitate. Ses parents ne pensent pas que Pierre soit entré à l'université. Ultimul exercițiu pe care vi-l propunem în această lecție vă va permite să verificați în ce măsură știți să folosiți noul material lexical și gramatical. Traduceți în limba franceză următoarele fraze. Toți învățătorii, toți elevii și părinții sunt rugați să vină la festivitatea de acordare a premiilor care va avea loc pe 29 iunie la ora 11. Tous les instituteurs, les écoliers et les parents sont priés de venir à la distribution des prix qui aura lieu le 29 juin à 11h. Ce faceți la grădiniță? Desenăm și cântăm. Qu'est-ce que vous faites à la maternelle? Nous dessinons et nous chantons. Doamna Grenier este învățătoare. Madame Grenier est institutrice. Trebuie să-ți continui studiile secundare, cel mai bine într-un liceu particular. Il faut que tu continues tes études du second degré, le mieux dans un lycée privé. Te voi explica în câteva cuvinte. Je te l'expliquerai en quelques mots. Am primit o notă bună pe desenul meu. J'ai reçu une bonne note pour mon dessin. Ce materii îți plac cel mai mult? Quelles sont tes matières préférées? Geografia și fizica. La géographie et la physique. Nu cred că dezvoltarea acestei științe a pus în pericol viața oamenilor încă de acum 20 de ani. Je ne crois pas que le développement de cette science ait menacé la vie humaine il y a déjà 20 ans. Ne îndoim că elevii au ieșit în curte în timpul recreației. Nous doutons que les écoliers soient sortis dans la cour pendant la récréation. Nu credem că ne datorați o explicație. Nous ne pensons pas que vous nous deviez une explication. 1 septembrie este data de reîncepere a școlii în învățământul primar. La date de la rentrée dans les écoles primaires est le 1er septembre. Ne temem că certificatul său de studii
nu a fost bun. Nous craignons que son certificat d'études n'ait pas été bon. Eu învăț la facultatea de litere, el în schimb la facultatea de științe. Moi je fais mes études à la faculté des lettres, lui par contre à la faculté des sciences. De anul acesta François primește bursă. À partir de cette année, François reçoit une bourse. Toți copiii au dreptul la învățământul de stat. Tous les enfants ont le droit de bénéficier de l'enseignement public. Cântecul tău a fost extraordinar, de aceea meriți un premiu. Ton chant était magnifique, alors tu mérites un prix. Trebuie să știi să scrii mai bine după dictare. Il faut que tu saches mieux écrire les dictées. Care dintre voi a luat acest examen și care a picat? Qui de vous a réussi à cet examen et qui a échoué? Viața de școlar a acestui bursier nu este ușoară. Trebuie să învețe din ce în ce mai mult. La vie scolaire de ce boursier n'est pas facile. Il doit apprendre toujours davantage. Nu credem că premiul Nobel va fi acordat candidatului vostru. Nous ne croyons pas que le prix Nobel appartienne à votre candidat. Ce le predați studenților care frecventează cursul dumneavoastră? Qu'est-ce que vous enseignez aux étudiants de votre cours? Dragostea maternă nu cunoaște limite. L'amour maternel ne connaît pas de limite. În încheiere, ca de obicei, ascultați următoarele cuvinte în care se repetă aceleași sunete. En, l'enseignement, la rentrée, le chant, la science. Ion, la distribution des prix, l'explication, la récréation. Par contre, continuez. On, la distribution des prix, l'explication, la récréation. Par contre, continuez. 1. Le dessin, l'instituteur. E. Le prix Nobel, la maternelle, primaire, matière, certificat, les lettres, scolaire. E. L'écolier, la géographie, la dictée, expliquer, dessiner, la récréation. U. La distribution, la faculté, facultatif, public, réussir. U. La bourse, le boursier, échouer. W. Obligatoire, devoir. Ch. Échouer, le chant. K. Le certificat, la faculté, la fac. Par contre, public, public, continuer, la dictée, la récréation scolaire. F. Le certificat, la faculté, la physique, la géographie. S. L'institutrice, la bourse, réussir, la récréation, la science, le dessin, dessiner. The, la physique, réussir aux examens. Je, la géographie, le subjonctif.